În cadrul unei recente ședințe a Consiliului Medical a început creionarea manifestărilor legate de ediția 2017 a Zilelor Spitalului de Urgență Roman, care se vor desfășura timp de 3 zile, respectiv în 8, 9 și 10 iunie. Invitatul de onoare al acestei ediții este profesorul universitar ieșean Vasile Astărăstoaie, fost președinte al Colegiului Medicilor din România și fost rector al Universității de Medicină din Iași. Tema de anul acesta se referă la investigații și diagnostic mini-invaziv la SMUR. Manifestările se vor desfășura pe două secțiuni, una pentru medici și cea de-a doua pentru asistenții medicali. Zilele Spitalului Municipal de Urgență Roman, în data de 8, 9 și 10 iunie. În data de 8 iunie este deschiderea. Ne-a și confirmat invitația domnul profesor Vasile Astărăstoaie. Tot în subiectul, tema, că de fiecare dată trebuie să avem o temă, este investigații și diagnostic minim invaziv la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Și o a doua secțiune va fi de varia. Ca și anul trecut, vor fi o secțiune pentru medici, secțiune pentru asistenți. Ca și la ediția anterioară, serata culturală și masa colegială vor fi organizate în ambianța deosebită a castelului de la Micrăușeni, vineri 9 iunie. Seara festivă din data de 9 iunie, tot la castelul Micrăușeni dorim. Ieri am avut un consiliu medical cu medicii, au fost foarte mulțumiți anul trecut de seara de 9, a doua zi. Și atunci de la castelul Micleușeni și atunci dorim tot acolo să organizăm și asta. Manifestările legate de zilele Spitalului Municipal de Urgență sunt o inițiativă a conducerii unității sanitare venită în sprijinul perfecționării profesionale a medicilor și asistenților medicali, în cadrul programului de educație medicală continuă obligatorie pentru medici și asistenți medicali care profesează în sistemul medical de stat.